Salutare! Podcastul Grile Rezidențiat revine cu un nou episod despre una dintre cele mai cerute specialități, pediatria. Fără să vă mai aburesc, haideți să aflăm împreună cu dr. Alexandra Lațcu cum este această specialitate și ce o face specială. Să-i dăm drumul! Bună, Alexandra, ne bucurăm că ne-ai acceptat invitația și că ai vrut să faci parte din comunitatea Grile Rezidențiat, să aduci valoare celor care urmează să dea rezidențiatul, mai ales că pediatria a fost, după ce am terminat seria de 15 episoade, pediatria a fost și este în continuare una dintre cele mai cerute și mulți dintre cei care dau rezi anul ăsta au vrut neapărat să facem un episod și despre pediatrie. Așa că aș vrea să încep prin a te întreba cum ți-ai dat seama că asta este ceea ce îți dorești să faci? Da, păi n-am început medicina neapărat cu gândul acesta de a fi medic pediatru. Am început medicina cu gândul de a-mi alege o specialitate chirurgicală, visam la chirurgie plastică. Dar între timp mi-am dat seama că nu îmi place latura aceasta chirurgicală și într-un stagiu Erasmus, în care am făcut și pediatria, acolo mi-am dat seama că era secția pe care mă simțeam cel mai bine. Am întâlnit genul de medici care m-au inspirat și am avut momentul acela în care am zis vreau să fiu ca și medicul acesta și cumva după ce eram hotărâtă să aleg pediatria, parcă nicio altă specialitate nu mai atrăgea atenția și când m-am dus la după examenul de rezi, nici nu aveam în cap altceva decât pedi și trebuia neapărat să prind un loc de pedi și așa a fost. Deci pentru tine a contat foarte mult faptul că ai avut un mentor, o persoană. Da, niște medici care cumva m-au inspirat și mi-au insuflat senzația aia de vreau să fiu și eu așa. Ce calități aveau acești oameni de te-au determinat să-ți alegi pediatria? Erau niște medici interesanți, în sensul că eu am făcut stagiul pe oncologie pediatrică și boli infecțioase pediatrice și ambii medici cu care am lucrat erau niște medici destul de sobri, exigenți, dar bine, exigenți în sensul ăla bun, că erau foarte minuțioși și totul trebuia să meargă strună. Dar în momentul în care intrau în salonul pacienților, parcă se schimbau așa 180 de grade, erau super drăguți, se jucau cu copiii, comunicau foarte frumos cu mamele și asta a fost, nu știu, senzația care mi-au lăsat-o, că sunt niște medici cumva versatili, știu să fie aproape de pacient și joaca asta cu copii mi-a plăcut foarte mult și cumva mi-am dat seama că mă simt foarte bine atunci sau în jurul pacienților pediatrici. Am înțeles. Îți mai aduci aminte cum a fost primul an de rezi pentru tine și dacă poți să împărtășești câte un pic din experiența ta? Da, păi cred că primul an de rezidențiat, ca și pentru toată lumea, este un an cu foarte multe necunoscute în care trebuie să înveți multe lucruri noi. În plus, cel puțin eu când am început rezidențiatul pe pediatrie, mi-am dat seama că am făcut așa de puțină pediatrie în facultate și erau foarte multe lucruri noi pe care trebuia să le învăț, dar cumva m-am adaptat repede pentru că am avut colegi din an terminal care ne-au ajutat foarte mult să ne integrăm, am început și pe o secție unde personalul era super drăguț și atunci
mi-a plăcut chiar din primele săptămâni când am început pediatria. Cam cum arăta o zi din viața ta ca și program de lucru? Da, cu programul de lucru e o poveste amuzantă, pentru că eu până să încep rezidențiatul nu mi-am pus niciodată întrebarea care e programul de lucru al medicilor rezidenți. Și lucram pe secția de oncologie pediatrică, unde tot timpul trebuia să stăm mai mult, plecam poate pe la 4, 5, 6 și întotdeauna când ajungeam la vestiar nu mai era nimeni. Și abia după, cred că după vreo 2 săptămâni de rezidențiat, mi-au spus colegii că în mod normal programul nostru este de 6-7 ore pe zi. No, dar în general, ca și rezident, cam acesta e programul zilnic, cam 7 ore pe zi, unele secții unde e nevoie să stai mai mult să lucrezi, poate se prelungesc cu 2-3 ore, dar și dacă mă întrebi așa ca și program de lucru, cam ce activități aveam într-o zi obișnuită de rezidențiat, în prima parte a zilei vedeam dacă avem pacienți noi și ne familiarizam puțin cu cazul respectiv, apoi verificam analizele pacienților care erau deja pe secție și apoi mergeam la vizită împreună cu medicul curant alături de care lucram și la sfârșitul zilei stabiliam tratamentele, planurile de tratament și ce e de făcut și bineînțeles, am stat foarte mult la calculator și printre hârtii, dar asta deja nu cred că mai e o noutate. Da, exact. De gărzi, ce ne poți spune? Cred că pediatria e o specialitate care oferă un program destul de lejer, în sensul că în general, în pediatrie se fac cam 2-3 gărzi pe lună, sigur că depinde de spitalul în care îți faci rezidențiatul sau de anumite perioade. Sunt perioade în care sunt foarte mulți rezidenți pe secție, sunt perioade în care sunt mai puțini rezidenți, dar în general cred că sunt cam 2, maxim 4 gărzi pe lună. Unele sunt mai ușoare, altele mai grele. Începi prin a face gărzi, nu știu, linia a patra, a treia, a doua și după aia și linia a întâi, dar mie întotdeauna mi-au plăcut gărzile și nu mi-au plăcut gărzile în care nu se întâmpla nimic, pentru că aveam impresia că stau degeaba la spital și nu învăț nimic în ziua respectivă. Dar mie mi-au plăcut gărzile și au fost puține lunile în care m-am simțit supra-solicitată de programul acesta cu gărzi. Sporul pe pediatrie este unul special sau e la fel ca și la celelalte? Cred că nici nu știu să zic sincer că nu prea mă uit în fluturaș, dar nu cred că, nu e un spor special, cred că 10 sau 15%, mai mult, însă sporul pe pediatrie depinde foarte mult și de secția unde, de secția unde îți faci stagiul, pentru că, de exemplu, pe stagiul de hemato-oncologie, din câte știu, este un spor mai mare, dacă ai stagiul în urgențe, iar e un spor mai mare, stagiul la neuropsihii, deci cumva se adaptează în funcție de stagiul în care ești, dar pe pediatrie general nu este un spor mare sau altfel decât în general.
Că tot ai adus vorba de stagii și ai enumerat câteva, cam câte sunt și care sunt în tot rezidențiatul. Păi, sunt cam toate. În sensul, mie mi se pare că curricula în specialitatea de pediatrie e destul de variată și reușește cumva să te plimbe pe toate secțiile încât să, după rezidențiat, să-ți acumulezi suficiente informații așa generale despre fiecare specialitate. Deci se fac cam din 5 ani de rezidențiat, cam 2 ani jumate sunt pediatrie, apoi mai sunt câteva luni de infecțioase. Nu mai știu să îți spun exact câte luni, pentru că s-au Da, tot da, da. schimbat de la an la an, dar în general cam așa este. Sunt câteva luni de boli infecțioase. Eu am avut stagiu și de dermatologie. Nu cred că mai este acum stagiu de dermatologie. Este neuropsihiatrie, diabet zaharat și imagistică și urgențe. În rest, cumva și neonatologie, așa că este un stagiu destul de lung și neonatologia, însă cumva stagiul de pediatrie este destul de lung și e de preferabil ca în acești 2 ani, 2 ani jumătate să te plimbi pe secții diferite unde se face și gastro și nefro și cardio ca să poți să îți lărgești așa puțin orizonturile. În ultimii ani a luat amploare mai mult, au luat ramurile astea mai țintite, oncopediatrie sau cardiopediatrie. Tu, dacă ai fi pus în situația să mai alegi din nou, ai alege tot pediatrie sau te-ai baza pe o singură ramură? Cum e mai bine? Eu tot pediatria aș fi ales și așa îi sfătuiesc și pe studenți în general să-și aleagă pediatria, pentru că este mult mai ușor și poți să te decizi după o perioadă de practică, după ce vezi exact despre ce e vorba, să te axezi ulterior pe o supra-specializare. Pentru că dacă începi rezidențiatul pe o supra-specializare pediatrică, din punctul meu de vedere, consider că îți îngrădești cumva orizontul și posibilitățile tale sunt mai limitate după ce termin specialitatea. Nu știu exact cum e după ce, pentru că supra-specializările s-au introdus, cred că de vreo 2-3 ani și nu știu exact care sunt posibilitățile lor de angajare după ce termină, pentru că, de exemplu, de cele mai multe ori se scot posturi de pediatrie generală. Nu știu dacă cei care termină pe specialitățile acestea mici pot să se înscrie la posturile de pedi generală. Știi Cumva cumva? cred că e mai bine, pentru că după ce faci stagiu, de exemplu, rezidențiatul de pediatrie generală, durează doar 2 ani dacă vrei să te supra-specializezi pe nefronco sau o altă specialitate. Că tot ziseram de supra-specializări și voiam să te întreb fix asta, bine că ai răspuns. Există și competențe care sunt compatibile cu pediatria? Da, cel de imagistică, de ecografie, pentru că în pedi se face foarte mult ecografie, de la ecografie transfontanelară, abdominală, cardiacă, acestea sunt competențele care merg cumva cu specialitatea de pedi. Mai de mult erau, înainte să fie supra-specializările, erau competențe de hemato-onco. Acum, din câte știu, nu mai sunt, e doar partea asta de imagistică. Ca și după experiența ta,
Ai zice că această specialitate îți permite să ai și o viață personală, să-ți creezi o familie sau e mai mult stresant și n-ai timp? Nu. După ce termini o specializare de pediatrie generală, ai atât de multe opțiuni în a alege cum vrei să profesezi în continuare, încât chiar poți să-ți aranjezi programul după viața personală, familie și alte lucruri. În sensul că după ce termini pediatria generală, poți să lucrezi într-un spital, poți să lucrezi într-un cabinet, poți să faci numai gărzi, dar despre asta poate vorbim ulterior de posibilitățile Da. de după specialitate, dar în general eu cred că pediatria se împacă foarte bine cu viața de familie și cu timpul liber. Bun. E ok. Păi ia să trecem la lucruri mai interesante un pic. După toată experiența ta, care crezi tu sau care zici că sunt provocările acestei specialități și minusurile? Provocările. Cred că este o specialitate care îți solicită foarte mult abilitățile de comunicare și asta vedem încă din primele săptămâni de rezidențiat, pentru că este mult mai dificil să comunici cu niște părinți anxioși sau cu niște părinți revendicativi, ceea ce în specialitățile de adulți poate nu se întâmplă la fel de frecvent. Alte lucruri sunt, cum, de exemplu, și impactul emoțional. Sunt situații în care copiii absolut sănătoși dezvoltă o anumită patologie acută cu agravare sau chiar deces în câteva zile și cumva aici cred că impactul emoțional în această specialitate este ceva mai mare decât în alte specialități. Iar ca și minusuri, nu știu dacă... Mie mi se pare o... Adică mie îmi place meseria pe care o fac și probabil că deja ignor anumite minusuri sau lucruri din specialitatea asta care nu sunt atât de grozave, dar nu cred că sunt prea multe minusuri. Consider că trebuie neapărat să-ți placă copiii ca să te descurci în pediatrie? Nu neapărat, adică asta zic așa din ce văd în exterior, că sunt și medici care sunt extrem de sobri și ai impresia că parcă n-au, nu știu, n-au văzut un copil în viața lor, dar sunt cunoscuți totuși în comunitate ca fiind cel mai bun doctor pe, nu știu, pe chirurgie pediatrică sau pe gastropediatrică. Deci, cumva, percepția părinților e un pic diferită de ceea ce ne imaginăm noi și sunt unii părinți care consideră că dacă medicul respectiv le-a rezolvat problema, e cel mai important lucru. Și cred că pe parcurs cumva îndrăgești să lucrezi cu copiii. Super. Ai ceva sfaturi despre cum navighezi mai bine comunicarea cu pacienții? Păi sfaturile... Nici nu știu ce să zic. Trebuie să ai... alături de tine niște medici de la care să înveți, în primul rând, să fie buni comunicatori și, bineînțeles, că trebuie să treci și prin experiențe alături de medici care nu comunică bine cu pacientul și așa poți să-ți dai seama care sunt plusurile și minusurile în comunicarea cu pacientul, dar...
Bineînțeles că în comunicarea cu pacientul pediatric trebuie să avem foarte multă răbdare. Părinții au nevoie de multă empatie, să le ascultăm problemele, să îi asigurăm că le înțelegem problemele și starea lor emoțională, dacă sunt supărați, revendicativi sau au anumite probleme, și trebuie să explicăm mult, mult. Atât la copil, cât și părinților trebuie să le să le vorbim foarte clar, într-un limbaj adecvat nivelului lor de cunoștințe. Deci, cumva, comunicarea trebuie să se desfășoare la un nivel foarte basic, cu foarte multă empatie și răbdare centrată pe pacient și pe părinte, pentru că asta e cumva o particularitate a acestei specialități, pentru că întotdeauna avem cam doi pacienți la pachet, copilul și părintele. Cum abordezi situația în care părinții vin cu mult prea multe informații de pe internet și nu țin cont de sfatul medicului când ajung la spital? Încerc prima dată să înțeleg de ce nu au ținut cont de anumite sfaturi. Încerc să văd de unde se informează, dacă au niște surse avizate de informare, și la acest gen de pacienți trebuie să le oferi mai multe informații, mai multe explicații adaptate la nivelul lor de cunoștințe. Dar aici cred că în categoria asta intră părinții IT-iști, care cred că totul funcționează așa cum scrie la carte, știi? Adică vin și dau un exemplu banal, nu știu, o rujeolă, un copil cu rujeolă, și părintele zice, da, da, copilul meu n-a făcut febră, n-are cum să fie rujeolă. Nu e totul ca la carte, și atunci astea sunt lucrurile pe care părinții care se informează foarte mult de pe internet, de multe ori nu le înțeleg, e că în medicină lucrurile nu sunt exact ca la carte și în ultima vreme sunt tot mai diferite față de ceea ce cunoaștem noi din cărți. Mm-hmm. Mă gândesc că probabil viitorii rezidenți se vor întâlni și cu situația în care poate părinții nu sunt de acord cu recomandările de tratament ale medicului, deși copilul are nevoie de îngrijire. Cum ar trebui abordată această situație? Din nou, iară trebuie să vedem de ce nu sunt de acord părinții cu tratamentul respectiv. Au niște preconcepții legate de anumite tratamente, de antibiotice, sau consideră că e dificil să administreze tratamentul, pentru că asta contează foarte mult în recomandările pacientului pediatric, aderența la tratament. Și trebuie să vedem, este un părinte care preferă tratamentele naturiste, de exemplu, dacă sunt câteva lucruri destul de basic în care trebuie administrat antibioticul, și atunci noi trebuie să le spunem părinților dacă refuză. Există riscul de complicații, dacă nu faceți tratamentul, este posibil să ajungeți la spital, la internare, și în general pacienții când aud de spital și internare cam fac orice numai să nu ajung acolo. Da, dar te-ai întâlnit cu situația în care părinții acaparează interacțiunea pe care ar trebui să o aibă medicul cu pacientul pediatric și să nu poți să scoți informațiile necesare de la copil? Rare ori, pentru că în general
în pediatrie ne întâlnim predominant cu o categorie de vârstă cumva așa între 1 și 6 ani, rare ori peste vârsta aceasta, mai mult pe, poate la oncologie sau pe alte patologii, pacienți cu boli cronice. Însă, într-adevăr, sunt părinți care acaparează un pic toată scena și aici cred că intervin mamele care sunt hiperprotective și întotdeauna cumva amplifică situația sau dramatizează sau sunt extrem de îngrijorate și atunci cumva ne împiedică sau fac ca munca noastră să fie ceva mai dificilă, dar, din nou, trebuie să ne coborăm la nivelul pacientului, la nivelul mamei și să vedem ce o determină să fie așa. Care zice că sunt cele mai frecvente patologii de pe secția de pediatrie? Păi, patologiile respiratorii, urmate de patologii digestive, în general sunt patologii infecțioase. Și partea asta de respirator digestiv urinar și, bineînțeles, sunt și boli cronice, de la diabete zaharat până la și patologiile oncologice. Deci dar, și la urgențe, când vin părinții cu cei mici, tot respirator, digestiv. Da, și intoxicații. Oh, ok, am înțeles. Da. Cam cât de des întâlnești sau cât de frecvente sunt procesele de malpraxis în România pe pediatrie? Eu cred că sunt rare, adică cel puțin de când profesez eu, am întâlnit, cred că unul, sau am întâlnit, știu, de două procese de malpraxis, dar în general sunt rare. Cred că mai mult procesele de malpraxis intră acolo în copilașii din primele luni de viață, pentru că specialitatea cu cele mai multe procese de malpraxis este ginecologia și atunci asta poate implica oarecum și partea de neonatologie sau patologia care poate apărea în primele luni de viață, dar nu prea sunt probleme de genul acesta deocamdată. Dintre toate cazurile tratate de tine sau văzute, care este cel mai dificil sau cel mai interesant caz pe care l-ai tratat? Sunt foarte multe, dar așa primul gând mă duce la un pacient cu un sindrom Stephen Johnson, un băiețel de, cred că avea 7 ani, era un copilaș înfiat și totul debutase cu febră și erupții maculo-eritematoase generalizate, care au fost interpretate inițial cu un exantem viral sau rujeolă și ulterior erupția aceasta s-a generalizat, au apărut foarte multe erupții buloase, aspectul acela de piele arsă și pacientul a fost internat la noi pe secție. În primele 3 zile de evoluție a bolii erau, deci arăta groaznic și e cumva patologia asta, sindromul ăsta Stephen Johnson este o patologie rară, dar extrem de impresionantă, dar cu tratamentul adecvat rezultatele sunt spectaculoase în câteva zile și asta cumva m-a impresionat că pe cât de rău arătau tegumentele, deci arătau efectiv ca și cum avea arsuri pe 90% din corp. În aproximativ o săptămână lesiunile au început să se vindece foarte frumos.
Am avut parte de un pacient foarte cooperant și de o mămică extrem de calmă, care ne-a ajutat foarte mult în tot procesul acesta de tratament și s-a vindecat foarte frumos. Și pentru mine a fost așa un caz spectaculos, o patologie destul de rară, impresionantă și cu evoluție bună. Astea sunt cazurile care ne rămân în minte. Și cumva cred că asta e foarte fain în specialitatea asta în pediatrie, pentru că de multe ori în spital ne întâlnim cu patologii extrem de acute, copii care sunt într-o stare foarte gravă, dar se vindecă foarte repede, adică aderența lor, nu neapărat răspunsul lor la tratament, de cele mai multe ori e unul foarte bun și spectaculos. Am înțeles. Care sunt sursele din care ții tu informațiile ca să te menții la curent cu tot ce e nou și să poți să pui un diagnostic corect și rapid? Păi am câteva cărți de bază. Nelson este cumva Biblia pediatriei. Am câteva cărți pe care le iau cu mine în gărzi, cărți de urgențe pediatrice sau handbook-uri. Henriette Lane, de exemplu, e o carte foarte faină cu doze și cu protocoale pentru cam orice urgențe pediatrice. Și în momentul în care vreau să citesc noutăți, scriu pe Google, nu știu, bronșiolită, guidelines 2020 și caut pe site-uri de specialitate de la asociații de pediatrie din Franța, Anglia, America. Cumva internetul ne salvează mult. Da. Ce oportunități de practică sau stagii există în străinătate pentru pediatrie? Având în vedere că Franța are un sistem de specializare sau de rezidențiat asemănător cu al nostru, cu cel din România, cred că Franța este una dintre țările în care se poate pleca cel mai ușor. Cu puțin ajutor se poate merge și în Anglia, nu știu cum e acum cu Brexit-ul, dar asta nu cred că contează. Și în Franța, probabil este mai, în Anglia, probabil e mai dificil cu recunoașterea stagiilor, dar nici nu cred că contează atât de mult să-ți recunoști stagiile. Important e să te duci și să vezi cum se practică specialitatea asta și în alte țări și la un alt nivel. Cam cum, ce ne poți spune despre congrese sau ceva proiecte de cercetare în România pe pediatrie? Sincer? Da. Din punctul meu de vedere, congresele de pediatrie din țară sunt slăbuțe. Sunt puține congrese în care, nu știu, sunt prezentate suficiente date relevante ca să merite prezența ta acolo, dar cel puțin congresele au fost câteva congrese în Cluj care mi-au plăcut și au fost bine organizate. Cel mai fain congres sau e și congres și școală de vară sunt cele organizate de ESPID, de Societatea Pediatrică de Boli Infecțioase, care se organizează la Brașov. Și mai este încă un congres care în ultimul an parcă nu l-am mai văzut, dar era foarte fain, Imunopedia, un congres pe partea de boli autoimune, alergii, era foarte fain.
În rest, cam slăbuți cu congresele de pediatrie în țară și posibilități de cercetare, nu aș ști să îți spun pentru că eu nu m-am implicat în partea asta, dar cu siguranță sunt, dar e nevoie de multă muncă. Că tot ai fost atât de sinceră, ar merge o întrebare acum, care crezi că sunt cele mai bune centre de pregătire de la noi din țară pe pediatrie? Cluj și probabil și București. Nu știu aproape nimic despre Timișoara, dar cred că și în Timișoara e ok, dar din ce am experimentat și din ce am discutat cu unii colegi, cred că cele mai bune centre pentru pedi sunt Cluj și București. Ceva spitale anume sau oricare? Oricare, acum, cel puțin în Cluj, nu întotdeauna rămâne la latitudinea rezidenților să-și aleagă spitalul în care vor lucra, dar partea bună e că rezidenții se rotesc foarte mult și atunci chiar ai posibilitatea să lucrezi aproape peste tot. Da. Am ajuns și la întrebarea care e probabil cea mai așteptată și aceea care sunt posibilitățile de angajare după terminarea rezidențiatului atunci când nu ai un post în spital. Da, eu cred că plecăm din facultate cu un pic cu viziunea așa foarte îngustă, în sensul că toată lumea vede după ce termini specialitatea, n-ai numai două șanse, spital sau cabinet privat. Dar nu e chiar așa. Cel puțin pe pediatrie sunt deja și spitale private. Poți să lucrezi într-un spital privat pe secție sau pe cabinet. Poți să lucrezi într-un cabinet privat, poți să faci practică la un cabinet de medicină școlară. Dacă vrei să trăiești numai din gărzi, poți să faci și asta, adică cel puțin momentan există o nevoie foarte mare de medici pediatri în orașele mai mici, e nevoie de medici care să acopere liniile de gardă și dacă vrei să lucrezi 10 zile pe lună, e posibil și asta, faci 10 gărzi și pentru cine acceptă genul ăsta de programă este posibil. Și mai sunt și alte posibilități, în sensul că ar putea foarte bine să se implice medicii pediatri și pe partea de e-health. Este o parte de care și eu cumva sunt atrasă și cred că studenții nu prea știu de domeniul acesta, adică sunt pot să dezvolte o aplicație, o platformă, un program de cercetare pentru anumite medicamente sau după ce au făcut specialitatea de pedi pot să identifice o nevoie. De exemplu, pacienții pediatrici nu știu ce să mănânce. Hai să facem o aplicație ca să le ușurăm pacienților toată treaba asta cu meniu. Deci sunt mai multe posibilități. Acum, dacă vorbim de partea de online, dacă este o persoană care e extrem de dedicată, poate să facă cursuri online pentru părinți, să scrie articole, să își facă un blog, pentru că trebuie să discutăm și de lucrurile acestea, pentru că, din punctul meu de vedere, este extrem de important ca medicii să se implice și în activitatea asta de educație online. De exemplu, eu ca și pediatru am făcut și un curs de alăptare și de educație prenatală. Am avut o perioadă în care
am ținut cursuri pentru părinți și a fost foarte fain. Adică sunt foarte multe posibilități, cel puțin pe specialitatea asta de pedi. Și crezi că cresc posibilitățile cu atât mai mult dacă îți faci și o supra-specializare și îți alegi, de exemplu, dermatopediatrică sau pneumopediatrică, nu? Păi, da și nu, în sensul că în momentul în care alegi să faci o supra-specializare, înseamnă oarecum că vrei să te ocupi predominant de pacienții cu patologiile respective. Și atunci asta înseamnă mai mult că o să lucrezi într-un spital care se ocupă de partea asta sau în privat, nu prea văd sensul. Adică doar așa de dragul tău de a-ți aprofunda cunoștințele, dar dacă alegi să lucrezi într-un cabinet privat, numai așa că scrie pe parafa ta medic specialist, gastroenterolog, nu cred că ajută. Ajută în sensul că se pot face prescrieri de medicații, de anumite medicații cronice, de exemplu insulină sau anumite tratamente pe partea de boli autoimune, dar eu zic că merită să se gândească rezidenții de două ori atunci când aleg să fac o supra-specializare. Da, e foarte bine. Adică că... trebuie gândit cu ce mă ajută pe mine dacă o să fac supra-specializarea asta. Aport de informații, ok, go for it. Vrei un post, de exemplu, vrei să lucrezi într-o secție de dializă unde să se implementeze și dializă pentru pacienții pediatrici. Super, faci supra-specializare de nefropedii. Dar așa, dacă nu ai un motiv anume, e un pic așa pierdere de timp. E foarte bine că ai punctat și aceste aspecte ca să înțeleagă viitorii rezidenți fix care este diferența dintre pediatria ca pediatria și apoi ca și supra-specializare. Chiar mă bucur că ai vorbit despre asta. Dacă tot suntem aproape de final, am ajuns la capătul întrebărilor, mai avem una singură. Ce sfaturi ai avea pentru viitorii medici rezidenți care își doresc pediatria ca și specialitate? Păi să nu-și piardă timpul degeaba, în primul rând, indiferent pe ce secție ești, dacă sunt mulți rezidenți, du-te și vezi fiecare caz, intră la fiecare pacient. În timpul liber, în drum spre casă, ascultă un podcast. Deja sunt foarte multe podcasturi și pe pediatrie. Nu fugi de gărzi, pentru că întotdeauna în gărzi ai foarte mult de învățat. Ești cumva uneori singur și ai responsabilitatea în mâinile tale și atunci cumva înveți mult mai multe lucruri. Și un alt sfat ar fi să meargă cel puțin într-un stagiu în alt centru universitar. Pentru că merită uneori să pleci din bula ta de perfecțiune și să mergi să descoperi cum se desfășoară lucrurile și în altă parte și învățați să mergeți acasă și să vă uitați și să citiți ghiduri, indiferent de simptome sau de patologii, pentru și nu aveți niciodată încredere în ce vă zice un medic. Adică dacă un medic îți zice îmbronșiolită, dă mai aerosol cu Fluxotide, scrie acolo în tratament, tu te duci acasă și te uiți. Ce zice ghidul? Așa? Oare așa trebuie? E bine? A doua zi te duci și întrebi medicul. Deci trebuie studiat. Super.
Păi, am ajuns la final și vrem să-ți mulțumim că ne-ai acceptat invitația. A fost o discuție foarte educativă și se vede că ți se potrivește foarte bine meseria pe care ți-ai ales-o. Ai o voce calmă și multă răbdare. Și vreau să te felicit, mi-a plăcut foarte mult să vorbim. Și ne așteptăm ca poate pe viitor să mai colaborăm și pentru alte proiecte. Sigur, cu mare drag, eu vă mulțumesc pentru invitație și sper că informațiile pe care vi le-am oferit sunt cât mai relevante pentru urmăritorii voștri. Mulțumim! O seară plăcută! Pa, pa! Pa, pa.